Bună ziua tuturor, sunt Arotela și vin de asta dată cu o etalare, o citire specială pentru cei născuți în Zodia Peștilor, cărora le urez la mulți ani, multă dragoste, sănătate, spor, credință și să manifestați cea mai bună versiune voastră. O să încerc că astăzi să fac o etalare mai ieșită din comun, tocmai pentru a sărbători intrarea în Zodia Peștilor. Dar evident că tot ce voi spune acum și probabil și în partea a doua, poate, poate, fi considerat un mesaj sau o serie de mesaje pentru cei care aveți nu doar soare în pești, dar și lună, mai ales lună, ascendent, Venus, sau cine știe, poate un stelium, în fine, deci, tot ce voi spune acum este dedicat zodiei peștilor. Am intrat în zodia peștilor, controversata și complexa zodie a peștilor, ultima din seria celor 12 zodii, ultima din seria zodilor de apă mutabile. Am spus și o voi spune mereu. Noi nu suntem o zodie anume, ci o întreagă harta astrologică unică. Însă, în această individualitate, conținem elemente comune. Toți avem o latura noastră care se manifestă asemen zodiei peștilor. Toți avem un segment în viață în care ne manifestăm asemen zodiei berbecului. Le-am alăturat pentru că reprezintă ultima zodie și prima zodie. Dar și pentru că le vom experimenta pe ambele în perioada lunii martie. După cum vedeți, am pus o grămadă de cărți, urmează să le interpretez pe toate cu răbdare. Pregătiți-vă un ceai, o cafea, un suc, pentru că aș dori să îi împărtășesc mai multe cu voi. Ideea este că dacă în perioada primei zodii, a Berbecului, toți ne simțim parcă renăscuți la viață, plini de pasiune și doritor să manifestăm noi proiecte. Ei bine, în perioada zodiei Peștilor, toți trecem printr-o profundă transformare, transformare necesară în redevenirea noastră, în reinventarea și mai ales în renașterea noastră. Zodia peștilor reprezintă printre multe altele, multe care pot fi discutate cu alte ocazii. Reprezintă uterul, mai exact fătul care așteaptă să iasă la lumină. Este o stare pe care nu o putem explica logic, pentru că are conexiuni mult mai profunde și complexe. Conexiunile care... Conexiuni care duc către scânteia aceea de, de duh, de divinitate, care a permis crearea acestui făt, care a permis renașterea. Adică, Înainte de a acuza Zodia Peștilor că nu este suficient de realistă, pragmatică, logică ca toate celelalte Zodii, să nu uităm ceea ce reprezintă transformarea și legătura cu Dumnezeu, Creatorul. Ei bine, toți avem măcar o bucățică de pești, măcar una mică, în structura noastră. Și deci să nu-i judecăm Căci, până la urmă, ne judecăm sau ne acuzăm pe noi înșine. Cum am spus, fătul plutește în lichidul amniotic, după cum știm de la biologie, da? Ca peștele într-un ocean. Este o stare de nestare, neformă, nedefinită și. Cu cât ne apropiem de sfârșitul acestei perioade, cu atât ne apropiem de transformarea noastră. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că în această perioadă trebuie să alegem ceea ce vrem să fim și să manifestăm la naștere, eventual odată cu schimbarea celor două zodii pești-berbec. De la nestare, neformă, avem ocazia să alegem forma pe care o dorim. Dar în acest ocean, atât de populat, cu mii și mii de ființe acvatice, de opțiuni bune sau nebune, este greu. Și nu-i de acuzat, ci de înțeles că este o luptă între bine și rău între a fi sau a nu fi. Între a fi meduză și mă gândesc la zeița meduza, da? Sau sirenă. Între a fi pirania sau peștișorul de aur care îndeplinește cele trei dorințe, deci cu alte cuvinte conectat la Dumnezeu, la spiritele superioare și poate manifesta orice. Trebuie să alegem între a fi rechinul sau delfinul Rechinul este cel care distruge natura umană, delfinul este prietenul naturii umane. Și cum poți alege când ispitele toate sunt atât de puternice? Doar conectați la divinitate, la spiritualitate. Putem alege să manifestăm varianta cea mai bună sau, și mai mult, cea mai bună versiune a noastră. Toți trebuie să trecem prin această energie mutabilă și să ne descoperim natura noastră duală pe care toți o avem, cu care toți ne-am născut și care se manifestă periodic de fiecare dată când trecem prin. Zodiac prin fața unei zodii mutabile. Da? Însă de astă dată, spre finalul acestei perioade, noi va trebui să fuzionăm într-o singură entitate. Materială, energetică, cum vreți, spirituală. Oricum, mai matură. Care le poate conține pe ambele și totuși se ridică deasupra lor. Pe val, și se lasă în voia Creatorului. V-am spus că va fi o, o prezentare mai atipică și asta pentru că am intrat în zodia peștilor. Cum am spus, trebuie să ne ridicăm sau să ne descoperim latura matură. Nu mai facem parte din infernul oceanului. Și plutim liber pe valurile acestor ape, emoții, atât de complexe, de contradictorii și transformatoare, asemeni scorpionului și totuși diferit, dar înspre cu totul altceva. Pe valuri plutește deja omul. Este natura noastră superioară, cea evoluată, cea care este în controlul vieții noastre și totuși, și totuși, se lasă în voia lui Dumnezeu. Peștii reprezintă cea mai spirituală zodie. Este ultima, este acel final de cursă zodiacală. Dacă nu ai ajuns aici, nu ai câștigat cursa. Și după cum știți, ultimii metri sunt cei mai grei, în care deja ai obosit și știi că trebuie să continui, altfel cursa e pierdută. Evoluția e pierdută. Și cine îți dă energie când mai de parcurs acei ultimi metri în care, sau când corpul este epuizat de atâta efort. Cine? Doar conectarea la sursă, la Dumnezeu. Doar credința. Și aici trebuie să ajungem noi în această perioadă a Zodiei Peștilor. Trecem prin o transformare profundă și spre finalul Zodiei să ne redescoperim credința. Zodia Peștilor ne transformă se transformă și noi, ne transformăm odată cu ei în această perioadă. De la forme nedefinite la forme clare, vizibile, negative sau pozitive, rămâne de văzut în funcție de ce alegem, time to decide, da? Și încă mai departe, de la aceste forme avem șansa să ne transformăm în altceva, în forme aparent invizibile, greu detectabile de ochii mintea, logica și experiențele tuturor celorlalte zodii anterioare, dincolo de experiențele lor terestre, pământene, pentru că zodia peștilor ne pregătește pentru 5D. Și cred că anul acesta cu un mercur retrograd chiar în zodia peștilor și cu Jupiter în săgetător, Jupiter fiind guvernatorul peștilor, Cred că vom avea niște transformări profunde, spirituale. Dar în această transformare avem câțiva aliați care ne aduc oarecum pe pământ, transformați și pregătiți să manifestăm ceva deosebit, o misiune deosebită, despre care o să vorbesc. Aș vrea în continuare să, deși cred că mai întâi o să beau un picus de apă, dacă nu vă supărați. Înainte să citesc cărțile pe care le-am etalat, aș vrea să vă transmit câteva mesaje pe care le-am primit în timp ce meditam înainte de această etalare. Și mi-am notat pe un caiet. Cred că pentru cei care aveți sau avem, în fine, soarele, luna, Venus, ascendent în pești. În această perioadă, suntem oarecum forțați, obligați să eliminăm rapid ceva ce ne irită, ceva ce nu corespunde cu natura noastră. Materială spirituală, ceva ce nu ne priește. Ar mai fi o stare de. O stare ciudată în piept de bucurie, o senzație de bucurie profundă la nivelul pieptului și al gâtului, de ca și când ar fi o nevoie de comunicare. Am auzit de multe ori cuvântul dragoste. Acum nu știu. Poate cineva își dorește din suflet să vă comunice cât vă iubește. Să vă vorbească despre dragoste, dragoste umană, spirituală, rămâne de văzut. Poate voi vă doriți să vorbiți despre dragoste, pentru că văd că aveți niște cărți care exprimă, într-o formă sau alta, acest cuvânt. Oricum, în paralel, este clar că trebuie să eliminați din viață ceva care vă creează un disconfort, care nu vă lasă să vă simțiți liber și să vă bucurați de ce este în voastră. Am văzut o femeie zâmbind. Uh, mie, mi-e greu să o descriu acum. Dacă era o italare personală, poate că o prezentam, dar uh, am mai văzut mesaje, îngeri, dorințe, virtuții poate aveți de vorbit altora, că tot avem uh, consiliere, despre mesaje, îngeri, dorințe și virtuți. Poate aveți de exprimat artistic aceste noțiuni. Rămâne ca voi să decideți. A mai auzit și altceva. Poate să sune șocant, poate să sune ciudat. Explorați-vă sexualitatea din perspectivă jupiteriană. Ce ar putea să fie asta? Înseamnă foarte mult. Am auzit sexualitate violet. Iar dacă veți căuta semnificațiile culorii violet, probabil veți înțelege mai mult. Și din perspectivă jupiteriană am am convingerea că trebuie explorată dintr-o perspectivă spirituală. Poate, la un drum, poate cu cineva care nu este de aceeași natură cu voi, dintr-o altă țară sau de altă naționalitate sau de altă credință sau de alt crez, da? Și explorând, nu neapărat fizic, sexualitatea se poate explora în multe feluri, explorând. Acest aspect al vostru, să ajungeți să manifestați această culoare violet, care reprezintă, este și culoarea flăcărilor gemene, care reprezintă și magia și lucrurile superioare, da? Ametistul, da? Nu degeaba are culoarea violet și este consacrat trezirii al celui de-al treilea ochi. Probabil că explorând această sexualitate veți avea momente în care această ceacră se va deschide și veți avea capacitatea de vizualizare, vă veți dezvolta intuiția sau extra percepțiile. Rămâne de văzut, aștept comentarii, dar nu din prima, ci poate măcar peste o săptămână, două, să vedeți în cât timp s-a manifestat această, acest mesaj. Cred că pentru unele femei născute în zodia peștilor sau cu planete, cunosc o, o doamnă, da? cu soare în berbec și lună, și Venus în pești, pe care o salut și o invit să asculte cu atenție această prezentare. Am auzit. Uh... Cineva trebuie să conștientizeze faptul că e frumoasă, dar frumusețea să nu uităm. Frumusețea poate fi estetică, tot avem artistul, și profundă, că avem conciliere de la suflet la suflet. Probabil că frumusețea acestei Doamne sau acestor Doamne nu se limitează doar la material, doar la fizic, ci la o consistență spirituală deosebită. Cred că este vorba de o încredere în zodia pe care o reprezintă sau pe care o manifestă. poate să fie altă zodie, dar să manifeste această zodie tocmai pentru că ai niște planete puternice sau un grup de planete aici. Să manifeste mândrie pentru această zodie și, în primul și în primul rând, autenticitatea. Am auzit cuvântul autenticitate. Ideea de a-ți îmbrățișa dualitatea și complexitatea fără a te simți cumva vinovat pentru că simți în mai multe feluri, pentru că ești atât de, de, complexă, de dificilă și totuși, și totuși această complexitate, cum am zis și mai devreme, te transformă. Apoi am văzut la, nivel, la nivelul inimii, fără să ameste cărțile, fără să ameste am văzut Cavalerul de Monede, Moartea și Honeymoon, din seria oracolelor lui Dorin Virtue. Ceea ce mă face să cred că, pentru unele dintre voi, care ați așteptat să vină acest cavaler foarte mult, această moarte aduce o transformare și vă aduce mai aproape de căsătorie. În ce sens, transformare? Uh, moartea reprezintă. Un sfârșit. Sfârșitul așteptărilor, da? Sfârșitul așteptărilor, poate o persoană în semn de pământ sau un, cu planete în scorpion, sau niciuna nici alta, pur și simplu, cărțile manifestă această energie. Unele dintre voi ați așteptat o propunere mult, mult timp, se sfârșește această așteptare și probabil se va materializa această călătorie cu iubitul, cu viitorul soț Hanimun. Apoi am văzut o coroniță pe capul unei doamne. Probabil, unele vă veți spune pirostriile în cap. Așa mi-a apărut, așa vă transmit. Iarăși, coronița pe cap poate să însemne deschiderea ultimei ceacre, ceea ce este fantastic, mai ales dacă, am spus mai devreme, voi explorați sexualitatea la nivel, din perspectivă jupiteriană, da? Nu doar a șasea, dar chiar și a șaptea ceacră se poate deschide și să ajungeți la o... să aveți acces la o înțelegere profundă, la o cunoaștere, la ceva cu totul special. Poate unele dintre voi, într-adevăr, ați lucrat și v-ați dezvoltat spiritual în ultima vreme și din acest motiv această coroniță pe cap se manifestă, da, coroana, sahasara, iar am auzit cuvinte, dragoste, bucurie, pom, frumos, cerc, dragoste, total. Sunt uh, lucruri care vin la nivelul intuitiv. Cine lucrează ca și artist le poate manifesta sau le poate transmite altora într-o formă sau alta. Pomul înseamnă foarte mult, de la pomul vieții până la puterea noastră de a renaște, da? Este sfârșit de sezon, de iarnă, ne pregătim pentru Zodia Berbecului, pentru primăvară. Și închidem un cerc, un ciclu și începem altul, de dragoste, frumusețe, bucurie. Cam ăsta ar fi mesajul. Urmează, pentru că deja sunt 20 de minute, să trec în partea a doua, în care vă voi... Povesti cam cum simt fiecare carte, și am pus multe cărți din mai multe serii, și va fi ceva de ascultat. Pregătiți-vă că sunt mesaje interesante, voi încerca, așa cum încerc de fiecare dată, să vin cu mai multe variante. Dar, așa, pe scurt, ca introducere pentru partea 1, începeți luna martie. Cu regina de bute și o terminați. Este absolut fantastic. Cu regina de cupe, cele două se uită față în față. Poate să fie un semn de foc și voi, într-un final, rămâne să vă povestesc mai multe scenarii la această etalare, da? Foarte frumos. Interesant este și mai interesant că la clarificarea aceste regine de cupe au mai venit încă două. Deci este fantastic! mai ales pentru femeile în zodia peștilor, pentru că e energie feminină, deși regina de bâte poate să reprezinte evident și o persoană de sex masculin, este o energie feminină. Cred că totul se lucrează în primul rând la nivel intuitiv, perceptiv. Dar regina de bâte să se pregătească pentru că va avea de întâlnit într-un final nu doar una, trei regine în aceeași regină. Este foarte, foarte interesant. În momentul în care le-am văzut, am rămas foarte uimită. În continuare caut mesaje profunde la această etalare. Patru regine. Din care una, e trei într unul Fantastică concentrare de, de, și transformare. Că tot am vorbit de transformare. Și să nu uităm că sunt niște lupte interioare, niște competiții, niște secrete, niște întârzieri peste, peste care se va trece, dar este fantastic. Cred că peștii, într-un final de martie, vor intra în energia lor naturală, dar vor fi acumulat deja o energie fantastică mentală, creativă, pământeană, terestră. Veți și practici și logici și emoțional și creativ, poate chiar și pasional în cazul în care această regină vă reprezintă pe voi. Dacă nu veți explora pasiunea, sexualitatea, whatever, da? cu această regină. În fine, se pare extraordinar. Rămâne să ne vedem în partea a doua. Numai bine, la revedere, dragoste și pace!